Bun găsit la emisiunea Știință și Cunoaștere. Astăzi vom încerca să vă prezentăm o lecție de biologie foarte importantă intitulată Sistemul natural de apărare și microorganismele. Este oare adevărat faptul că sângele nostru conține o varietate de particule, microorganisme care circulă alături de celulele albe și roșii? Unii cercetători nu le consideră ca fiind organisme vii. Este adevărat faptul că acestea ar avea un rol legat de replicarea celulară și că fără ele noi nu am putea trăi? Misterul este chiar mult mai profund. Cercetări speciale au fost realizate pe durata peste 30 de ani pentru a evidenția mai întâi prezența, apoi rolul și comportamentul acestor presupuse microorganisme în funcție de factori interni și externi. Aceste microorganisme au fost denumite somatoide și ele au o proprietate specială numită polimorfism, adică pot suferi mutații de la o formă la alta fără să fie nevoie de trecerea printr-un proces de replicare. Cu toate acestea, părerile oamenilor de știință sunt neconvergente și le vom discuta în continuare. Știați faptul că sistemul imunitar este doar o componentă a sistemului natural de apărare al organismului? Despre toate acestea și multe altele vom vorbi în minutele următoare și ne vom strădui să vă explicăm toate acestea prin intermediul unei abordări logice și raționale pe înțelesul tuturor. Informațiile pe care le vom prezenta în continuare s-ar putea să vă schimbe perspectiva asupra vieții și mediului. Vom face această explorare cu ajutorul a doi invitați foarte bine pregătiți, care se află acum alături de mine, și anume doamna profesor dr. Carmen Socaciu, reprezentantul României în Organizația Națiunilor Unite pentru Alimente și Agricultură, biochimist la Departamentul de Chimie și Biochimie din Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, având o vastă experiență practică în biochimie, și domnul cercetător Ioan Marinescu, de profesie farmacist, dar care are o privire de ansamblu asupra multor probleme legate de sănătate și nutriție, și le urez bun venit la emisiunea Știință și Cunoaștere. Pentru a clarifica mai bine ideile din prima parte a discuției noastre, vă propun să vedem un material montat despre prezența și rolul microorganismelor din sânge. În cadrul numeroase filmări sunt realizate cu un aparat special numit somatoscop. Microorganismele la care ne referim sunt niște punctulețe foarte, foarte mici care vibrează și se deplasează cu viteză mare printre celulele albe și roșii. Deci, cred că o să le remarcați. După unele opinii, acele punctulețe, care sunt de 50 de ori mai mici decât o celulă normală, se presupune că ar forma o microbiotă specifică sângelui. Prin urmare, ele sunt sau nu sunt ființe vii, vom afla în continuare. În acest material vă prezentăm principiile care stau la baza ortobiologiei. Ciclul somatoidelor în culturile de țesuturi este următorul. Somatoide, spori, spori dubli, bacterie, bacterie dublă, bacil, bacterie cu spori dubli, bacterie cu spori granulari, microbi, microbi globulari, microbi în spargere, fungi, ascospori, forma miceliană tânără, forma miceliană adultă, miceliu în spargere. Observarea somatoidei într-un mediu de dezvoltare se poate face cu ajutorul somatoscopului. Aceasta a confirmat două lucruri foarte importante. Sângele nostru conține microorganisme capabile să se transforme rapid de la o formă la alta ca reacție la mediul înconjurător sau biologic. Microorganismele suferă mutații de la o formă la alta prin membrana exterioară fără a trece prin faza de diviziune celulară. Acest proces biologic se numește polimorfism. Somatoida și fenomenul de polimorfism au atras atenția cercetătorilor tot mai mult. Înțelegerea motivului prezenței acestor microorganisme în sânge este extrem de utilă și importantă. Pe lângă descoperirea interesantă a somatoidei, cercetătorii au observat câteva aspecte tulburătoare. Anumite forme somatoidiene, descoperite într-un mediu de cultură, erau foarte asemănătoare celor din sângele viu al oamenilor bolnavi. Astfel, se poate spune că există o legătură între cele 16 forme ale somatoidelor
și prezența sau anticiparea apariției anumitor boli. Gaston Naissain a fost primul care a studiat formele somatoidelor în sânge. A realizat zeci de mii de analize biochimice convenționale ale sângelui, corelate cu cele omologe ale sângelui viu ale aceluiași grup de persoane. Experimentul s-a efectuat astfel încât Naissain să nu știe care este starea de sănătate a pacienților în scopul verificării fiabilității testului său de diagnosticare. Gaston Naissain a stabilit legături statistice extrem de interesante între prezența anumitor forme de somatoide în sângele viu și starea de sănătate a anumitor persoane. Vă prezentăm în continuare câteva concluzii ale acestor cercetări de excepție. 1. Persoanele considerate sănătoase, conform metodelor convenționale de analiză a sângelui, au în sânge doar primele trei forme de microorganisme: somatoide, spori și spori dubli. În aceste cazuri, numai fazele 1, 2 și 3 ale ciclului somatidian au fost observate în sângele lor. 2. Persoanele diagnosticate cu boli, cu diferite tipuri de patologii, aveau în sângele lor cel puțin primele 4 sau chiar toate cele 16 faze ale ciclului somatoidian. Combinații ale formelor avansate de somatoide au fost descoperite în sângele tuturor persoanelor considerate a fi bolnave conform standardelor medicale. Aceste observații au permis cercetătorilor să stabilească un detaliu foarte important. În sângele persoanelor sănătoase există un mecanism care limitează ciclul polimorfismului somatoidian la faza numărul 3, spori dubli. Acest mecanism se numește poartă de protecție. Poarta de protecție limitează ciclul somatoidian la starea de spori dubli. Poarta de protecție este un concept teoretic elaborat pentru a ne ajuta să înțelegem realitatea de natură chimică. Specialistul observator biochimist va recunoaște acțiunea cascadelor enzimatice, a inhibitorilor sanguini sau a factorilor umorali, precum și a altor regulatori ai metabolismului vital. Prezența formelor limitate, precum somatoide, spori și spori dubli, confirmă starea armonioasă a sistemului natural de apărare și a unui sistem imunitar sănătos, iar aceasta este considerată zona sănătoasă. Prezența formelor avansate, începând de la bacterii până la formele miceliene, confirmă o deteriorare a sistemului natural de apărare, care în final determină apariția bolii. Prin urmare, putem rezuma toate acestea în felul următor. Prin intermediul vizualizării la somatoscop a fazelor ciclului somatoidian, pe baza analizelor sanguine avansate efectuate în conformitate cu protocolul strict științific, se poate depista și chiar preveni apariția bolilor degenerative. Observarea formelor somatoidiene din sânge ne permite identificarea slăbirii sistemului natural de apărare cu 18 până la 24 de luni înaintea apariției simptomelor bolii. În această perioadă de timp, testul Naissain are precizia cea mai bună și este un test de diagnosticare preventiv. În acest fel, este posibil să luăm măsuri eficiente din timp înainte de apariția simptomelor. Testul de sânge Naissain este una dintre cele mai bune metode preventive de detecție. Momentan, acest test nu este pus la dispoziția publicului larg, fiind rezervat doar cercetărilor experimentale de analiză și accesul este permis doar specialiștilor implicați în cercetări fundamentale și clinice. Cu toate acestea, se realizează eforturi semnificative pentru a pune această metodă la dispoziția publicului. Așa, da?
are o problemă foarte controversată, să începem să o povestim, să derulăm despre o discuție despre aceste somatoide. Ce sunt ele sau ce am văzut noi de fapt acolo? Niște particule. Le-aș zice mai degrabă subparticule, făcând analogie cu fizica atomică. Dacă la nivel macro avem globulele albe, globulele roșii, plăcuțele sanguine, care au dimensiuni de microni, aceste subparticule au deja dimensiunile submicronice. Și atunci aș zice că ne situăm în domeniul acesta, dacă îmi permiteți această analogie cu domeniul subparticulelor din fizica cuantică. Da, eu aș vrea să fac câteva considerații istorice ca să pornim oarecum logic, exact, de la primele descoperiri ale cercetătorului Gaston Nassin, care era francez, care a trăit în anii 1930-1960, da? Și care, de fapt, a fost primul care, construind un microscop special cu o putere de rezoluție foarte înaltă, cu o mărire de 25.000 de ori, fapt care la ora aceea era într-adevăr de neconceput, un microscop cu câmp întunecat, el a identificat aceste forme de care, de fapt, nu știa exact dacă sunt entități subcelulare, dar după dimensiune, pentru că dimensiunile ar fi de mult mult mai mici decât o celulă obișnuită, a presupus că sunt niște forme subcelulare, poate precursor de ADN, ținând seama de faptul că ele se pot reproduce și că s-ar transforma prin acest fenomen de pleomorfism, care nota bene era foarte la modă, da, în să anii... repetăm termenul, pentru că eu l-am spus greșit. Nu este polimorfism, este pleomorfism, da. Adică este capacitatea unei celule de a se transforma dintr-o formă în alta. În acea vreme, când și cercetările lui Pasteur erau în mare vogă, se presupunea că este posibilă transformarea unor celule de tip bacterie în fungi, și în alte forme. Deci circuitul acela este celulare. Real. Circuitul acela, sigur, la ora aceea, cu potențialul, să spunem, de investigare microscopică, a fost considerat real. În zilele noastre nu mai este considerat așa. Deci de aceea este destul de greu acum, pentru că există oarecum o falie între cercetările acelor ani, care au fost, trebuie să recunoaștem, definitorii pentru microbiologia de astăzi, și cercetările de azi, care sunt oarecum mai ascunse sau nu sunt atât de cunoscute, așa cum sunt cercetările anilor 50-60. De fapt, cred că este și motivul care v-a atras să facem această emisiune. Da, pentru că, pe de o parte, observând cu atenție toate aceste informații, sigur, am lecturat și eu cărți și am și internetul și mulțime de surse de informare, mi s-a părut fascinant subiectul. Și apropo de denumirea aceasta pe care a dat-o Nassin de somatoide, a spus mai devreme, când timp ce discutam înainte de emisiune, că ea este asociată de fapt și unor structuri cristaline. Da. De fapt, această terminație oid vine chiar de la cristaloid, care înseamnă o formă anorganică sau o formă care oricum nu este vie. Și dacă vă uitați exact la acest ciclu, așa cum a fost el descris, este reprezentat de fapt ca o trecere a unor forme necelulare în structuri complexe de tip celular. Și asta de fapt a vrut să arate că aceste forme extrem de mici ca dimensiune pot să fie transformate în sânge, în sisteme celulare. În plus, ceea ce el a definit ca fiind un prediagnostic a unor boli, este lungimea acestui ciclu. Deci, el, de fapt, a constatat din cazuri bolnavi pe care i-a avut la acea oră, că formele care evoluează
în care spori, vin ce mai mari dubii, în dimensiuni. Și sunt tot mai mari și sunt forme celulare mai complexe, de fapt sunt asimilate cu un potențial degenerativ și cu apariția unei boli degenerative. Dacă ei rămân în starea aceasta de somatoid, să zicem, formă acelulară, atunci era asimilată cu o formă normală, nepatologică a sângelui. Dar el a fost foarte atacat și aș vrea să menționez acest lucru, exact, că eu am fost, sigur, foarte contrariată de a vedea că în reviste de mare popularitate din zilele noastre, științifice vreau să spun, nu mai este continuat subiectul. De ce nu este continuat subiectul? Pentru că el a fost atacat de cercetători din vremea aceea care spuneau că microscopul, de fapt somatoscopul pe care el l-a construit, nu putea să aibă asemenea acuratețe de 100 de nanometri, suntem deja în zona nano, pe care acum, în secolul 21, trăim în această nouă tehnologie, dar pentru anii 1940 era chiar un lucru de neconceput. Și el a fost târât în foarte multe procese, pe care se pare că le-a câștigat pe multe din ele. Deci, oricum, rămâne o personalitate controversată, dar experiența lui concretă, totuși, poate că merită continuată în zilele noastre când avem alte mijloace de investigație. Da, este posibil ca materia anorganică să fie capabilă în anumite condiții să se autoorganizeze în materie pe care noi o considerăm organică? Vie? De la neviu către viu? Undeva e o graniță, nu știu cum se pune granița asta, limita asta între viu și neviu. E o teorie care, din păcate, n-a avut destul susținători. Posibilitatea translocării materiei sau organizării materiei anorganice în materie organică. Că oricât au încercat oamenii de știință să o reproducă în eprubete, n-a mers. Da. În corpul uman se întâmplă ceva. Dar un lucru suntem datori ca să le spunem stimaților telespectatori. Vis-a-vis de filmul prezentat, este că aceste somatoide sunt prezente în sângele nostru, indiferent de starea de sănătate și sau de boală a noastră. Ele sunt forme primare din care, prin trecere sub formele care au fost prezentate, pot testa sau atesta starea de sănătate sau de boală, dar le avem în sânge indiferent, toată lumea. Nu există sânge steril în care să fie numai elementele cunoscute. Și aceste particule, aș spune că vin să întregească peisajul tabloului sanguin care se știa până la ora actuală. Îl rotunjesc, îi dau poate o nouă dimensiune și o nouă importanță. În ceea ce privește trecerea către formele din ce în ce mai mari și mai organizate, aș compara cu ceea ce au făcut alchimiștii când treceau plumbul în aur, fără ca să mai treacă prin metalele intermediare între cele două elemente. Da, dar totuși e posibil așa ceva la nivelul organismului uman și poate nu numai în cazul omului, s-ar putea să fie și la animale valabile. Aș zice că studiile care trebuie continuate, la fel cum a spus și interlocutoarea noastră, ar putea dezvălui noi aspecte, printre care și răspunsul la această întrebare. Pe mine m-a frapat și mi-am dat seama de importanța extraordinară care vine și întregește și care se situează în capul listei determinărilor și dozărilor biochimice și care o să vedem mai departe ce înseamnă aceste determinări care îi le datorăm acestui nesens, acestui Gaston. Nu devoalez încă, pentru că o să ajungem și la această importanță. Oricum, ar fi extrem de interesant să poată fi separate aceste somatoide din sânge și să li se poată determina compoziția și structura lor. Se presupune că la apariția vieții pe Pământ, de fapt,
atunci o materie anorganică a devenit materie organică, care ulterior s-a structurat în forme vii. Deci acest, să spunem, fenomen general de translocație a unei forme anorganice în forme organice a existat în condițiile formării vieții pe Pământ, sigur, în dar condiții extreme. Dar știți, tocmai aici e problema. E ca și când noi credem că acesta este un fenomen care aparține trecutului foarte îndepărtat, da, și că el nu se mai întâmplă în prezent. Și nu-l credem repetitiv, exact, la nivelul organismului. Normal că ar trebui să ne referim la acea vestită supă primordială în care, în condiții de laborator, s-a pus într-un vas de reacție tot felul de elemente anorganice, au dat drumul la descărcări electrice, și până la urmă unii, nu toți, că și acolo există tabere pro și contra, au obținut într-adevăr urme de materie organică. Din parcă ceva elemente. Proteine sau... Da, exact. Și deja, după părerea mea, faptul... De aminoacizi, mai precis. Prima cărămidă a unei proteine... Exact, aminoacizii organizându-se în proteine. O combinație între azot și hidrogen și oxigen, care, sigur, în condiții extreme de acea dată, dar biochimia arată că și în condițiile organismului in vivo se obțin de novo aminoacizi. Deci este încă o confirmare a faptului, de exemplu, plantele pot să transforme aceste forme anorganice în forme organice și, sigur, structurarea poate continua. O găină își, cum a arătat stimatul nostru moderator în cartea lui, o găină își poate sintetiza singură calciu în condițiile unei hrane lipsite de calciu. Deci natura încă prezintă exact. Miracole. Apropo de cercetările lui Kervran, și aici el a întâmpinat probleme, dar a întâmpinat probleme pentru că totuși nu a vrut să ofere loc și unui dialog fructuos între mai mulți cercetători, adică, până la urmă, certându-se cu decanul facultății respective acolo la institut unde a lucrat, certându-se cu o altă personalitate, chiar dacă el a avut idei bune, în cele din urmă n-au mai fost publicate pentru că el nu a fost suficient de abil să le comunice într-un mod generos. Și să-și caute partizani? Și susținători în lumea științifică. Deci e păcat că cineva care poate să descopere un lucru foarte util și foarte interesant, în cele din urmă, prin propriile sale atitudini, ajunge, dintr-un cercetător foarte bun, ajunge o victimă. Și pe urmă va fi tratat ca victimă zeci de ani. Da, păi istoria are multe exemple. Altcineva va relua toată această cale într-un mod foarte diplomat și o va redovedi și pe urmă se va spune că, de fapt, și acum 100 de ani, cercetătorul X, de fapt, a avut dreptate, da. Da, și poate am trecut pe lângă multe descoperiri, dar contextul social și poate vanitățile între oamenii de știință și acea dată, poate au fost chiar mai mari decât acum, au împiedicat drumul liber pentru aceste descoperiri. Da, pentru că și eu, apropo de o experiență pe care încă nu am prezentat-o niciodată în cadrul emisiunilor mele și despre care am scris cartea și am avut multe surse de documentare și de înțelegere acestor aspecte, până la urmă eu încerc să urmez un drum care să fie firesc, pentru că această informație să fie căutată, cercetată, studiată, trece printr-o comisie de editare și va apărea într-o revistă care după aceea va avea o anumită greutate în a o prezenta mai departe, susceptibilă de a fi propusă spre cercetare, fenomenul acesta al biotransformărilor despre care am scris în carte. Și eu cred că așa ar trebui toate cercetările, să urmeze un drum firesc. Da, de fapt, emisiunea noastră este și foarte frumos denumită Știință și Cunoaștere. Întâi este cunoașterea prin cercetare. Cunoașterea prin cercetare te ajută să găsești esența problemei și ea devine rând pe rând forma structurată științifică. Da, asta este într-adevăr drumul pe care l-au parcurs atâtea descoperiri. Exact. Însă nu toate cunoașterile au devenit știință și au fost validate
din N motive, așa cum am menționat. Da. În continuare, pe baza celor discutate, vom aborda problema sistemului natural de apărare și factorii generatori care îl destabilizează. Pentru a înțelege mai bine toate noțiunile și termenii pe care îi vom utiliza în partea a doua a emisiunii, vă invităm să vizionați următorul material montat. În continuare, este important să definim ce este sistemul natural de apărare, deoarece conceptul este deseori întâlnit. Uneori există o confuzie între sistemul natural de apărare și sistemul imunitar. Așadar, ce înțelegem prin sistem natural de apărare? Așa după cum ați aflat mai devreme, corpul nostru biologic este expus continuu microorganismelor care circulă în mediul intern și extern. Din acest motiv, el trebuie să se apere fără încetare împotriva agresiunilor exterioare. Pentru aceasta, corpul nostru are mai multe linii de apărare. Prima linie de apărare este pielea, care îndeplinește o multitudine de funcții. Tot aici se încadrează următoarele: lăcrimare, salivare, transpirație, urinare, secreție stomacală și enzimele pentru digestie. A doua linie de apărare este reprezentată prin sânge și alte țesuturi. Aici putem aminti neutrofilele din familia leucocitelor, care luptă împotriva agresiunii microbilor, respectiv trombocitele, care au rol în coagularea sângelui pentru a opri hemoragiile. Există 5 tipuri de celule albe sanguine din familia leucocitelor. A treia linie de apărare este cea mai complexă dintre toate și este reprezentată de inflamație și febră pentru combaterea invaziilor microbiene simultan cu direcționarea acțiunilor complexe ale sistemului imunitar către agenții virali, declanșând comenzile necesare pentru a activa formarea anticorpilor antivirali. Trebuie să insistăm asupra acestui aspect, deoarece, cum se știe, sistemul imunitar este doar un aspect singular al sistemului nostru de apărare descris până acum. Numeroase observații clinice au permis specialiștilor biochimiști să identifice anumiți factori care determină slăbirea treptată a porții de protecție. Avem 5 factori majori care pot influența poarta de protecție. 1. Expunerea repetată sau prelungită la produse toxice variate care provin din mai multe surse. Acestea pot fi, de exemplu, cele de origine alimentară, farmaceutică sau industrială. 2. Traume fizice, precum contuzii, fracturi, luxații, tăieturi adânci, arsuri severe sau radiații nocive și altele, care sunt doar câteva exemple de factori ce pot pune în pericol organismul nostru. Tot aici mai amintim faptul că șederea prelungită în avioane, în cazul anumitor persoane, poate afecta poarta de protecție, mai ales atunci când călătoriile sunt mai lungi de 7 ore. În aceste cazuri se suspectează variațiile de presiune atmosferică care destabilizează poarta de protecție. Însă, după câteva zile, aceasta își revine. 3. Traume psihice neașteptate. Acestea pot perturba semnificativ poarta de protecție și amintim aici moartea unei persoane apropiate, un divorț, o decepție sentimentală profundă sau alte evenimente care apar brusc. Trauma psihologică este direct proporțională cu gradul de profunzime și impredictibilitatea evenimentului. 4. Traume psihice persistente. Trebuie subliniat faptul că poarta de protecție poate fi slăbită progresiv prin situațiile recurente care determină apariția diferitelor forme de supărare, neajutorare sau dezamăgire față de o anumită situație de viață, care ne face să credem că suntem victime ale unor împrejurări neprevăzute. Iar acest sentiment de blocare poate extenua sistemul natural de apărare. Desigur, nu toate evenimentele psihice și emoționale vor bloca sau elimina poarta de protecție, ci sentimentul nostru de neputință față de o anumită situație. Pentru aceasta, noi trebuie să învățăm, să respectăm, să acceptăm detașat și apoi să acționăm echilibrat la toate situațiile de viață care apar la un moment dat.
Confruntându-ne deseori cu aceeași situație nedorită, unii dintre noi ne-am putea simți perturbați. Alții ar putea fi tulburați mai mult sau mai puțin, în vreme ce alții sunt complet indiferenți. Al cincelea și poate cel mai important factor generator sunt gândurile și credințele. Poarta de protecție este puternic influențată de calitatea gândurilor noastre, conștiente sau inconștiente. Una din căi este de la subconștient spre creier. Mai întâi, gândurile se formează la nivelele subconștiente ale minții și sunt transmise creierului prin intermediul mecanismelor subconștiente bine cunoscute, analoge redării unor mesaje de pe o bandă de magnetofon. În continuare, creierul le preia și le execută întocmai. Poarta de protecție este deseori influențată de mesajele subconștiente repetate. Acestea includ chiar și anumite gesturi și comentarii inconștient realizate. De exemplu, mă simt bolnav, mă simt neajutorat, mi-ar place să fiu bolnav pentru a-mi lua o vacanță sau întotdeauna răcesc când stau în curent sau dau vina pe moștenirea genetică afirmând ceva de genul toată familia mea a suferit de cancer, așadar presupun că și eu voi face cancer. Acestea sunt doar câteva din miile de exemple care le-am putea aminti pentru a demonstra faptul că poarta de protecție este sensibilă la varietatea de mesaje și gânduri care pot declanșa răspunsuri adverse. Slăbirea stării de protecție în cazul confruntării noastre cu stări de iritare psihoemoțională poate constitui premiza teoriilor neuropsihoemoționale. Aceste teorii ne spun că sistemul hormonal, sistemul imunitar și creierul sunt într-o permanentă colaborare. Ortobiologia somatoidiană a lui Gaston Nessen, caracterizată de observarea tipologiilor formelor somatoidiene, măsoară calitatea interacțiunii dintre aceste sisteme și creier. Cei cinci factori generatori amintiți pot fi cunoscuți, înțeleși și preveniți de oricine prin cultivarea următoarelor cinci atitudini corecte față de viață. 1. Alimentație naturală echilibrată. Nu se poate vorbi de sănătate și vitalitate, de un tonus energic și echilibrat, fără o alimentație adecvată. Sute de cărți și emisiuni de radio și televiziune promovează principiile unei alimentații corecte, fără de care nu putem avea o stare prelungită de sănătate și vitalitate. Pentru aceasta, trebuie eliminate excesele de orice natură, alimentele toxice, grăsimile saturate și alcoolul. 2. Pregătirea teoretică. Aceasta are rolul de a echilibra rațiunea cu intuiția, de a ne dezvolta tipare corecte de gândire, de a urmări să ne cunoaștem atât pe noi înșine, din cât mai multe puncte de vedere, cât și de a cunoaște mediul și cerințele vieții sociale, pentru a fi mereu capabil de a ne adapta schimbărilor rapide. O cunoaștere științifică, îmbinată cu una filozofică și de filozofia științei, este extrem de necesară. 3. Respectul față de adevăr. Pentru un om de afaceri sau un colectiv de oameni angrenați în o activitate comună, sinceritatea, adevărul faptelor fiecăruia, identificarea și observarea acestora sunt indispensabile. O societate sau un colectiv care nu cultivă respectul și înțelegerea față de semeni nu poate supraviețui într-un mediu social tot mai competitiv. 4. Observarea și reglarea respirației. Această atitudine este necesară, mai ales în societatea modernă, deoarece prezența exagerată a stresului și traumelor emoționale a accelerat peste măsură ritmul respirator, de care depind o mulțime de aspecte fiziologice, psihice și biologice de funcționarea creierului. O respirație alertă și superficială determină apariția unor mecanisme defensive care reduce capacitatea de gândire rațională, favorizează mecanismele automate subconștiente, determinând apariția îngrijorării minții în baza unor motive deseori lipsite de importanță. Legătura dintre minte, creier și ritmul respirator a fost dovedită prin numeroase teste clinice de laborator. Și 5. Conștiența de viață. Aceasta se referă la starea de entuziasm și satisfacție cu care realizăm acțiunile și ne îndeplinim îndatoririle de zi cu zi în cadrul unui colectiv, familie sau societate.
doar motivația financiară, în lipsa celei emoționale participative, este insuficientă, deoarece munca va fi realizată cu anumită opoziție, plictiseală, greutate sau dificultate, fapt care perturbă și diminuează gradul nostru de vitalitate. Cu aceste mențiuni, vă invit să explorați misterele ființei dumneavoastră pentru a descoperi calea către succes, sănătate și realizare personală și profesională. Așadar, am prezentat o mulțime de subiecte în cadrul acestui scurt material. O să încercăm să detaliem câteva dintre ele. Una este legată, de exemplu, de uzul sau poate abuzul acelor substanțe, fie ele naturale, sub formă de peroxid sau sub formă de suplimente nutritive sau tot felul de tincturi, care se vând la liber și, sigur, oamenii cumpără de parcă ar fi alimente și pot să ajungă să aibă probleme. Da, și aici este o anecdotă. Când un pacient s-a dus la doctor și i-a spus: domnul doctor, am fost la domnul farmacist și i-am spus despre boala mea. Păi da, vă duceți la farmacie, parcă ei au făcut medicină, în loc să veniți la mine, care eu sunt competent ca să îți spun un diagnostic și să stabilesc un tratament. Și ce prostie ți-a fost, ți-a spus farmacistul, să mă duc la dumneavoastră, domnul doctor. Exact asta vreau să spun, că automedicația are pericolele ei. Nu, chiar și vitamina C, cei care găsesc pete în soare, megadozele de vitamina C prescrise de Linus Pauling și biochimistul Sengheorghe, cei doi părinți ai utilizării vitaminei C în terapia umană, în doze mari, în cel mai bun caz, produce o stare de agitație seara și adorm mai greu, iar în doze, tot așa în megadoze, de ordinul 10 grame, chiar Linus Pauling recomandă 10 grame pe zi în gripă sau în alte boli acute, pot produce litiază renală. Nu explic mecanismul, de ajuns că sunt consemnate. Da, da. Deci nu este bine să chiar dacă revenim puțin, dacă îmi permiteți, la stomatoide și da, mergem și facem și dozările Nesens, va produce o revoluție, am spus-o și o repet. Te duci, ți-a luat o probă de sânge și ți-a văzut în sânge, ți-a detectat prezența somatoidelor. Păi, cred că chiar formele avansate, pentru că da, marea majoritate, poate acolo 99% e clar, dacă îți vede primele trei forme, pare, te duci fericit acasă, ești sănătos. Dacă vede forme de la 4 încolo, 11, 16, își dă seama că ești afectat de boală în forme diferite, după câte forme, sub câte forme se găsesc, și atunci poate prescrie tratamentul adecvat. Dar asta, și aici este minunea care trebuie să o înțeleagă telespectatorii. Aceste forme, primele trei sau restul, apar cu 18 sau cu 24 de luni, mai ales cele de la 4 la 16, înainte de a se declanșa boala, înainte de a se declanșa simptomele respective care sunt tratate cu atât drag de către medicina alopată. Că de multe ori tratăm simptomele și nu tratăm cauza bolii. Da, dar știți care e problema? Că pacientul, dacă nu simte nimic, el nu găsește motiv să se ducă să-și facă o investigație preventivă. Deși da, se vorbește mult de ideea aceasta că e mai ușor să previi decât să vindeci. Medicina preventivă capătă teren, este mult mai ieftin și asta e important în timp de criză, să prevenim decât să vindecăm. Și atunci ne vom face aceste controle, cum sunt deja implementate o serie de controle preventive, ca să vedem cum stăm, gândindu-ne la viitorul organismului nostru în următorii 2 ani.
Eu aș reveni la filmul foarte interesant pe care l-ați prezentat înainte și aș sublinia, de fapt, ceea ce mie mi se pare esențial, aceste două axe, de la minte la corpul biologic. Așa. O minte sănătoasă induce, să spunem, un corp echilibrat biologic, așa cum și un corp dezechilibrat biologic induce o minte bolnavă. De fapt, acești cinci factori de apărare a organismului nostru sunt unii dintre ei coordonați la nivel cerebral, iar alții la nivel celular în organismul nostru. Sigur că unii sunt, așa cum bine ați prezentat, mediați prin celulele responsabile de răspuns imun, cum sunt limfocitele, dar biologia celulară a arătat în ultimii ani, și biologia moleculară de asemenea, a arătat în ultimii ani că, de fapt, elementul esențial care induce această protecție, pe care unii oameni o au foarte bine dezvoltată și sunt pozitivi și sănătoși durată mai lungă, este modul în care ei rezistă la cuvântul stres. Stresul este deja un cuvânt ce face parte din viața noastră și el este extrapolat și la nivel celular, pentru că un stres celular, de fapt, înseamnă un disconfort al celulei. Poate fi celula nervoasă și atunci cu tot șirul și cascada de procese care determină dezechilibru cerebral. Și acest stres, de fapt, ce este la nivel celular, dacă tot am discutat despre celule și microorganisme, este o dereglare a acelei cascade de molecule implicate în viața celulei, ca să o spunem foarte simplu. Din păcate, stresul indus prin necazuri, așa cum ați prezentat, printr-un exces de lipide, printr-o alimentație nepotrivită, de fapt, în ce se transformă, prin ce este ea tradusă în organism? Prin procese de oxidare excesivă a acizilor nucleici, a lipidelor, a membranelor celulare. Celulele au deja primele dereglări de proliferare. Proliferează poate prea mult, poate prea puțin. Deci această dereglare numită generic stres și care de obicei este și suplimentar denumit stres oxidativ, pentru a-l contracara, avem nevoie de acești antioxidanți. Și aici, de fapt, ajungem la cuvintele cheie de la care am început. Este nevoie de aceste suplimente, este nevoie de polivitamine. În ce formă trebuie ele luate? Cheia acestui răspuns este... pur natural. Este o alimentație. Un măr, o portocală. Pentru că orice formă care preia într-un complex dezechilibrat, vitamine în exces, așa cum a spus și domnul farmacist, vitamine în exces, chiar și antioxidanți în exces, într-adevăr, trecerea aceasta de la efectul benefic al unui antioxidant la efectul nociv al unui antioxidant este chiar demonstrat științific. Vedeți beta-carotenul, de exemplu, care a fost luat sub formă de tablete și a demonstrat într-un studiu foarte serios în Finlanda că bolnavii cu forme precanceroase de plămân, când au luat beta-caroten excesiv, de fapt, în loc să fie protejați, au fost mai expuși la progresul bolii. Deci, în toate trebuie să existe un echilibru și cel mai bun echilibru îl regăsim din forme naturale, matrici naturale de alimente. Pentru dar că acolo concentrația este gata, setată. Este exact setată, pentru că plantele biologic și-au făcut și ele misiunea de a-și realiza un echilibru. Da. Problema este că alimentul sau planta, de la forma ei nativă până la forma ei de aliment în farfuria noastră, parcurge etape în care îi se, să spunem, în ghilimele, malformează structura, capătă noi ingrediente care îi pot modifica, să zicem, efectul benefic. Și, evident, sunt persoanele care văd pozitiv lucrurile și știu și au puterea să-și controleze acest echilibru, vor avea viață mai lungă. Zic eu. Da, da. Este un lucru foarte adevărat că acele 70 de miligrame care există în 100 de grame de pulpă de portocală, deci de fruct, de vitamina C, de formă bioactivă, poate înseamnă mai mult decât 100 de miligrame de vitamina C de sinteză. Mi-aduc aminte că se pornește de la glucoză și se obține, este un caz fericit că materia primă nu este nocivă sau toxică și se obține vitamina C de sinteză.
Însă costurile, să știți că sunt prohibitive. Dacă am comercializa suplimente numai din vitamine extrase din legume sau din fructe, costurile ar fi de domeniul zecilor de ori față de cele de sinteză. Plus și că, așa multe din ele plus costă că în procesul de mult. Extracție a vitaminelor naturale se mai întâmplă și transformări nedorite. Deci e o cale foarte destul de dificilă și deocamdată nu s-a recurs. Eu am auzit o frază foarte bună într-un film despre alimentația naturală și oameni care s-au vindecat folosind alimentația naturală și a zis așa: luați-vă un mixer, un blender și faceți sucuri, nu trebuie să apelați la toate acele suplimente. Da, da, da. Un blender pentru obținerea acestor sucuri este absolut, sau un storcător de fructe este și de legume este absolut obligatoriu să existe în fiecare gospodărie, deși prețul legumelor și fructelor este într-o continuă creștere, trebuie să facem aceste sacrificii, fiind vorba de sănătatea noastră, deoarece mai târziu s-ar putea să ne coste mult mai mult. Mai nou, și este o recomandare care o fac tuturor telespectatorilor, nu preferați sucul de fructe înaintea sucului total, în care coexistă și sucul, dar și pulpa fructului, care are o deosebită importanță, mai ales prin conținutul de fibre, dar nu numai de fibre, și chiar de substanțe care nu trec, nu pasează în sucul limpede. Deci nu bateți monedă pe sucul limpede, ci preferați sucul cu conținut exact, de pulpă. Exact, și sunt blendere speciale care permit să treacă da. Și primul exemplu este mărul, pulpa. S-a testat pe protecția față de cancer, mărul fiind unul din fructele care ne oferă această protecție. Pectinele existente din măr, să știți că au proprietatea de a fixa, de a chelata metalele grele ajunse incidental în intestinele noastre și de a le elimina odată cu fecalele. Știți? Într-un suc, numai pectinele solubile trec, pe când celelalte rămân în fructul rămas după stoarcere. De aceea să preferăm cu sucul integral, cu pulpă. Și aș mai continua ideea noastră, foarte interesant. Vitaminele în matricea naturală a unui fruct, de fapt, nu există în formă izolată, ci ele sunt sub formă de vitameri, deci sunt asociate fie cu pectine, cum ați spus, fie cu celuloze, fie cu proteine. De aceea, în momentul în care ele sunt extrase și sunt izolate, vitaminele devin foarte labile la oxidare. Orice vitamină adăugată în formă sintetică sau din exterior, ea se va oxida de aproximativ 10 ori mai repede decât o vitamină care este legată în structura fructului în aceste forme complexe vitamere. Poate că inclusiv cei din industria alimentară nu acordă suficientă importanță. Exact. Aceste sucuri, tulburi sau forme de nectaruri sunt mult mai sănătoase pentru că ele au întreaga structură supramoleculară a vitaminei legată de pectine și de fibre care sunt mult mai sănătoase decât formele izolate. Am înțeles că chiar și uleiurile puțin tulburi sunt exact, mai bune decât cele care sunt... Uleiurile presate la rece, și... numai că ele nu se pot păstra pe durată îndelungată și de aceea sunt conservate și rafinate ca să stea pe raftul magazinelor timp îndelungat. Am un furnizor din Cluj-Napoca, nu îl denunț aici pentru că ar fi o reclamă explicită. Are firmă de la care iau ulei de floarea soarelui presat la rece. Da, m-ar interesa și pe mine. La prima vizită, o spunem după emisiune, la prima vizită s-a scuzat pentru aspectul tulbure. Și am spus: domnule, nu te îngrijora, pe mine mă bucură acest aspect tulbure, deoarece toate fosfolipidele, toate lecitinele, toți tocoferolii, vitamina E, existentă în uleiul de floarea soarelui, sunt prezente aici. În procesul de rafinare a uleiului, care de la
prima fază de descojire până la ultima fază de îmbuteliere comportă 17 faze, printre care și decolorare cu cărbune activ. Nu vă detaliez că ne apucă noaptea. Aceste substanțe prețioase se păstrează. Și, într-adevăr, nu, să zic, are o viață lungă, dar ținut în frigider, la temperatură, deci poate să reziste un 6 luni. Pentru că un ulei din acesta, care este mai sensibil, imediat îl recunoști după procesul de râncezire, are gust râncet. Asta înseamnă o oxidare a dublelor legături de la acizii polinesaturați existenți și atunci imediat îți dai seama că nu mai este bun. Dar în ușa frigiderului nu este nicio problemă. Tot de la el iau și ulei de in, care este cel mai bogat ulei, are 55% omega-3, care acum are mare vogă omega-3. Într-adevăr, îmi țin în șah aritmiile, deci pot să spun că nu este numai reclamă și propagandă la adresa omega-3, ci este și un lucru dovedit și confirmat și de mine. Însă față de sămânța de in măcinată, pe care o înghiți ca atare, uleiul nu are lignani, nu are o clasă deosebită de substanțe cu proprietăți anticancerogene și care și ele contribuie la detoxifierea organismului. Da, să ne vorbiți și despre vitamina D. Că Da, exact. Vitamina D, ca să vorbesc pro domo, fiind un subiect drag inimii mele, în urmă cu 5 luni am și publicat un articol în Tratamente Naturiste, o revistă de specialitate de la București. Această bătrână doamnă care a apărut în peisaj în 1922, azi a îmbrăcat o haină nouă, a produs o mică micro-revoluție asemănătoare cu apariția aspirinei, modestă la început, vitamina D, antirahitică. Astăzi i s-au găsit atâtea valențe terapeutice încât uneori nu ne vine să credem. Însă toate ceea ce vă spunem aici, ce vă vom spune aici, dragi telespectatori, sunt dublate de studii pertinente și pe un mare număr de pacienți. De exemplu, vitamina D s-a constatat că, ca să vă dau cifre exacte, în Anglia, de exemplu, hipovitaminoza D are o frecvență de 87% în rândul populației trecută de 45 de ani. În România, copiii între 3 și 6 ani, carență de vitamina D, carența atinge 86%. Această carență ne scurtează viața, literalmente. Se crede actualmente că carența este responsabilă de majoritatea bolilor degenerative, care se întinde de la boli cardiovasculare la boli infecțioase, cum ar fi gripa, la scleroza în plăci, la cancer, nici nu mai vorbim. Ultimele studii arată că vitamina D are o prevenție de 77% față de boala canceroasă, ceea ce este aproape extraordinar. Jumătate, dacă s-ar confirma în studii a la lung, înseamnă o revoluție în terapia cancerului. Înseamnă că ea are și un rol esențial în acest sistem natural de apărare a organismului. Da, el este triggerul, este declanșatorul acțiunii limfocitelor, care sunt din imunitatea mediată celulară, sunt una din liniile de apărare ale organismului nostru împotriva microorganismelor care provoacă infecțiile. Gripa, de exemplu. În gripa porcină s-a constatat că deficiența de vitamină de vitamina D a dus la o îmbolnăvire, dar și o mortalitate mult mai mare. Toți la care li s-a dozat vitamina D circulantă aveau carențe în vitamina D. Și atunci normal că s-a zis, domnilor, când se declanșează gripa? De regulă în anotimpul rece.
Ce se întâmplă în anotimpul rece? Expunerea redusă la radiația solară duce la o lipsă de sinteză a vitaminei D, duce la o prăbușire a titrului sanguin și duce la o mai mare sensibilitate față de această boală. Da, aici mi-aduc aminte de o altă emisiune care am realizat-o mai de mult despre terapia fotodinamică, în care la un moment dat una dintre invitate a spus că sunt de fapt suficiente 10 minute de expunere la soare pentru ca corpul să primească... A exagerat în minus. Nu. Doza de expunere asupra căruia există un consens unanim în lumea științifică este de o jumătate de oră. O jumătate de oră? Da. Sinteza vitaminei D în organism mai depinde de cantitatea de colesterol bun ingerată, precum și de suprafața expusă la soare. Hai, nu zic să practicăm topless-ul ca și porțiunile respective să fie expuse la soare, dar e bine ca atunci când beneficiem de radiația solară ultravioletă B, de la amiază și de după amiază, are cel mai mare impact asupra organismului în sinteza vitaminei D. Deci, nu cea de dimineață. Aia ne bronzează, poate produce și eritem în unele cazuri, dar ultravioletele de tip B sunt cele mai bune. Deci o jumătate de oră. Iarna trebuie să profităm de fiecare zi cu soare ca să facem această sinteză. Și aici un amănunt interesant care confirmă. Veganii, care sunt niște vegetarieni ultrahabotnici, nu mănâncă nici măcar miere, că și ea e produsă de un animal. Asta e exagerat. Vegetarienii mai admit câte ceva. Dar ei, neingerând colesterol, în ce găsim colesterol? Și bun, dar din nefericire și rău. În primul rând, în gălbenușul de ou. În al doilea rând, în ficat. Știți că uleiul de pește, care se extrage din ficatul diverselor soiuri de pește oceanic, este foarte bogat în vitamina D. Și aici s-au obținut niște hipervitaminoze la copii îndopați de părinți cu doze masive de ulei de pește bogat în vitamina D. Îl mai găsim în brânza grasă, îl mai găsim în laptele degresat, îl mai găsim în unt. În margarina fortifiată cu vitamina D nu aș recomanda-o. Deci, problemele sunt foarte complicate. Trebuie să fim cu mare atenție și să nu se intre în exagerări. Face plajă 5 ore, ori nu stăm deloc. Aportul exogen de colesterol este necesar pentru sinteza vitaminei D. Cred că și cifra aceea cu colesterolul, până la urmă, a fost exagerată. Limita superioară a fost tot scăzută. Aici sunt discuții multe pe tema asta. De ce? Aici e colesterolul total, colesterolul rău și colesterolul bun. Și poți să ai colesterolul rău mare dacă colesterolul bun are procent. Colesterolul total mare dacă colesterolul bun are procentul majoritar. Da. O foarte scurtă intervenție. Da. De fapt, sunt două forme de vitamină D. Este vitamina D2, care este o vitamină esențială în sensul că organismul nostru nu o poate sintetiza și este obligatoriu să o preluăm. Și domnul farmacist a spus asta, din alimente, uleiuri și așa mai departe. Și este o vitamină D3, care este endogenă, este de avarie, în sensul în care, dacă organismul nostru nu are aport de vitamină D2 din alimente, încearcă să-și o sintetizeze. Din ce și-o sintetizează? Din colesterol. Colesterolul este precursorul acestei vitamine D3. Și de aici apare, de fapt, disfuncția. Pentru că dacă noi nu reușim să preluăm din alimente suficient de multă vitamină D2, forțăm sinteza D3-ului din colesterol și vom simți nevoia implicit să luăm colesterol pentru a-l transforma în vitamină D3. Și aici sunt fenomene foarte complexe, nu avem timp să le discutăm, dar sunt mecanisme la nivel celular foarte interesante. Mulțumesc foarte, foarte mult pentru prezența la această emisiune. E un subiect extraordinar care trebuie să-l mai discutăm, să continuăm. Ne apropiem de finalul emisiunii. Le mulțumesc invitaților pentru participare la această dezbatere extrem de importantă, cât și dumneavoastră pentru faptul că ne-ați urmărit.